consilieri, ați fost convocați în ședință ordinară conform dispoziției numărul 291 din 25-10-2023. Din consultarea condiției de prezență rezultă că sunt 7 consilieri prezenți fizic, iar domnul Hobolici participă online. Ședința este statutară. Ordinea de zi este următoarea. Aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 28.09.2023, aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local din data de 11.10.2023, proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 82 din 28.09.2023 pentru implementarea proiectului sprijinirea copiilor dezavantajați înscriși în centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc de separare de părinți Sfânta Lucia din cadrul UAT Comuna Cleja, județul Bacău pentru anul școlar 2023-2024. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare numărul 06 din 21.09.2023 întocmit de către SCEVEX SRL Bacău pentru suprafețele de 168 metri pătrați și 165 de metri pătrați terenuri identificate cu numărul cadastral 60.606 respectiv 60.548. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare numărul 6.1 din 21.09 întocmit de către SCEVEX SRL Bacău pentru suprafață de 256 metri pătrați teren intravilan identificat cu număr cadastral 61862 în vederea introducerii inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrative teritoriale Comuna Cleja. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al Comunei Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Comuna Cleja pentru ședința adunării ADIP din data de 6.11.2023, proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Comuna Cleja pentru ședința adunării CRAP din data de 6.11, respectiv 7.11, proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al Comunei Cleja, județul Bacău, proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului cu privire la inventarierea generală a elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalurilor proprie aflate în patrimoniul Comunei Cleja la data de 31.10.2022 și diverse. Toate proiectele au fost inițiate de domnul viceprimar. Propunem... Supunem la vot ordine de zi? Da. Cine este pentru? Punctul 1. Aprobarea procesului verbal de la ședință ordinară a Consiliului Local din data de 28.09.2023. Cine este pentru? Obiecțiune aveți? Da. Deci toată lumea, 8 voturi, da? Da. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal de la ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local din data de 11.10.2023. Obiecțiune? Sunt discuții? Obiecțiune. Cine este pentru? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 82 din 28.09.2023 pentru implementarea proiectului sprijinirea copiilor dezavantajați înscriși în centru de zi pentru copii aflați în situații de risc separare de părinți Sfânta Lucia din cadrul UAT Comuna Cleja, județul Bacău pentru anul școlar 2023-2024. Inițiator viceprimar Gabriel Gherfi. Ce se modifică aici, domnul Gherfi? Nu, se modifică... S-a modificat hotărârea cu salariul minim pe economie, economie a crescut, da. Și necesita să modifică... Deci am eu un personal. Întrebări? Nu. Cine este pentru? 8 voturi pentru, da? Punctul 4. Proiect de hotărâre prin însușirea raportului de evaluare numărul 06 din 21 anul 2023, întocmit de către SCE IEVEX SRL Bacău pentru suprafețele de 168 metri pătrați și 165 metri pătrați, terenuri identificate cu număr cadastral 60.066, respectiv 60.548. Inițiator viceprimar Gabriel Gherfi. Da, terenurile astea de pe alea Poștii, ați avut la mapă acolo. Okay. E un raport de evaluare. Trebuia actualizate, noi ca să actualizăm domeniul privat, trebuia să facem un raport de evaluare și... Se poate cumula și cu următorul proiect, e aceeași. Da, e vorba despre aceeași. Doar că este un alt teren. Se poate cumula cu numărul 5. Nu? Bine, nu. Da. Spun la vot. Cine este pentru? Punct
5. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare numărul 6.1 din 21.09.2023, întocmit de către SC EVEX-RL Bacău pentru suprafață de 256 m2, teren incabilan, identificat cu număr cadastral 69.862, în vederea introducerii în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrative teritoriale Comuna Cleja. Inițiator de ce primar Gabriel Gherfi. Este vorba de terenul de la Iștoc. Iștoc, sus în capătul satului. Înțeles. La Val, Iștoc, la magazin. Da. Da. Nu. Cine este pentru? Punctul 6. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Cleja, județul Bacău. Inițiator principal Gabriel Gherfi. Da, e vorba de actualizarea de la grădinița 1 și grădinița 2 cu valorile de inventar în urma proceselor verbale de recepție. Mai sunt întrebări? Cine este pentru? Punctul 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Cleja pentru ședința adunării generale a asociațiilor ADIP din data de 06.11. luna 11.2023. Da, o știm tot. În fiecare lună. Da. Sunt luna 2. Cine este pentru? Da. Punct 8. Proiect. Proiect privind stabilirea mandatului special reprezentantului legal Unității Administrative Teritoriale Comuna Cleja pentru ședința adunării generale ordinare a acțiunilor la SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din data de 6.11.2023 și 7.11.2023. Inițiativa viceprimarului de acelor. În aceeași loc. Întrebări? Cine este pentru? 8, da. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Cleja, județul Bacău. Inițiator viceprimar Gabriel Gherfi. Da, e vorba de iluminatul public. Tot așa s-a actualizat cu valoarea de inventar, numărul de becuri. Și când o să înceapă? Că se discută de mult proiectul ăsta. Noi trebuie să trimitem la Consiliul Județean pentru reactualizare. Pentru autorizație, pentru... Să mai dure și de asta ceva. Am făcut și separat. Întrebări? Cine este pentru? Punctul 10. Proiecte hotărâri privind aprobarea rezultatului cu privire la inventarierea generală a elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul Comunei Cleja la data 31.10.2023. Inițiatorul viceprimar Gabriel Gherfi. Da. Este inventarul făcut pe anul 2022, la 31.10, care trebuie aprobat anual, către Consiliul Local. Când se supunem la vot. Mai sunt întrebări? Cine este pentru? Împotriva abțineri? Diverse. Aveți ceva la diverse? Dacă nu sunt întrebări, declar ședința închisă. Mulțumesc pentru vizionare.